Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții, în care intervin unitățile de măsură pentru timp și unitățile monetare. Haideți să începem! Alarma ceasului sună la fiecare 5 minute, începând cu ora 6 și 5. De câte ori va suna? Între orele 6 și 8 minute și 6 și 51 de minute. Haideți să vedem! Păi, prima dată, oare la cât va suna? Dacă ceasul nostru sună din 5 în 5 minute, începând cu ora 6 și 5, înseamnă că prima dată când el va suna va fi la ora 6 și 10. Apoi va suna din nou la ora 6 și 15, apoi la 6:20. Și tot așa, haideți să vedem când va suna ultima dată. Evident, va suna atunci când numărul de minute se divide cu 5, pentru că sună din 5 în 5 minute. Așa că ultima dată va suna la 6 și 50 de minute. Și atunci, haideți să vedem. Avem mai întâi și 10 minute, apoi și 15 minute și 20 de minute și ultimul termen este cel în care avem 50 de minute și haideți să vedem câte numere avem aici. Pentru asta putem să folosim formula pentru numărul de termeni și anume ultimul termen din șir minus primul împărțit la pas, pasul înseamnă cu cât cresc aceste numere, în cazul nostru pasul este 5%. Plus 1 și atunci vom avea 40 împărțit la 5 plus 1 și obținem 8 plus 1, asta înseamnă că obținem 9. Însă, dacă nu știți să calculați în felul acesta, haideți să vedem o altă metodă. Să încercăm să scriem fiecare număr în funcție de 5 și avem 10 este 5 ori 2, apoi avem 5 ori 3, Apoi 5 ori 4, și ultimul este 5 ori 10. Asta înseamnă că noi am plecat de la 5 ori 2 până la 5 ori 10. Și de la 2 la 10, evident, sunt 9 numere. Asta înseamnă că ceasul nostru va suna de 9 ori. Haideți să mergem mai departe! 3 metri de pânză și 6 metri de stofă costă 306,30 lei, iar 7 metri de pânză și 12 metri de stofă costă 682,1 lei. Ce sumă voi plăti pentru 3 metri de stofă și 1 metru de pânză? Haideți să scriem datele. Voi prescurta 1 metru de pânză cu P și 1 metru de stofă, prețul 1 metru de stofă cu S. Și atunci avem 3 metri de pânză și 6 metri de stofă. Costă 306,30, care este același lucru cu 306,3 lei, iar 7 metri de pânză și 12 metri de stofă, 682,1 lei. Observăm că atunci când comparăm cele două situații, nu se reduce niciuna dintre mărimi. Asta înseamnă că ar trebui să înmulțim convenabil și, spre exemplu, am putea să înmulțim prima relație cu 2 și atunci obținem că 6 metri de pânză și 12 metri de stofă costă, haideți să facem înmulțirea, avem 306,3 ori 2, și vom avea 2 ori 3 este 6, apoi 2 ori 6 este 12, 2 scriem 1, reținem, 2 ori 0 este 0 plus 1, 1 și în final 3 ori 2 este 6 și avem o zecimală, așa că numărăm de la dreapta la stânga și obținem 612,6 lei. Acum, dacă vom compara cele două relații, haideți să vedem ce se întâmplă. Din cei 7 metri de pânză, dacă vom scădea cei 6 metri de pânză, observăm că rămânem cu 1 metru de pânză, apoi observăm că 12 metri de stofă minus 12 metri de stofă nu mai rămânem cu nimic, se reduc și haideți să facem scăderea din partea dreaptă, avem 682,1 minus 612,6 și vom avea 1 minus 6 nu se poate, împrumutăm, 11 minus 6 este 5, apoi avem 1 minus 2 care nu se poate, împrumutăm, 11 minus 2 este 9, 7 minus 1 este 6 și 6 minus 6 nimic și nu uităm să coborăm virgula fix în același loc așa că avem 69,5 lei și deja am obținut cât costă un metru de pânză. Acum trebuie să ne întoarcem într-una din situațiile de mai sus pentru a afla cât costă și stofa. Așa că dacă ne întoarcem în prima situație, observăm că avem nevoie de 3 metri de pânză, așa că haideți să înmulțim cu 3 și avem 3 metri de pânză. Vor costa, haideți să facem înmulțirea, avem 3 ori 5 este 15, 3 ori 9 este 27, plus 1 din minte este 28, apoi 3 ori 6 este 18, plus 2 din minte 20 și avem o zecimală, așa că 3 metri de pânză costă 208,5 lei. Iar în prima relație știam că 3 metri de pânză și 6 metri de stofă costă 306,3 lei. Acum când facem diferența, nu mai avem pânză și vom avea că 6 metri de stofă costă, haideți să facem scăderea, 306,3 minus 208,5 și avem 13 minus 5 este 8, apoi 5 minus 8 nu se poate, împrumutăm, 15 minus 8 este 7, apoi 9 minus 0 este 9 și 2 minus 2 nimic, nu uităm să coborăm virgula. Asta înseamnă că cei 6 metri de stofă costă 97,8 lei. Și pentru a ajunge la 3 metri de stofă, împărțim doar la 2, așa că 3 metri de stofă vor fi. Haideți să facem împărțirea. Și avem 97,8 împărți la 2, 2 se cuprinde în 9 de 4 ori. Și rămânem cu 1, coborâm pe 7, 2 se cuprinde în 17 de 8 ori și avem 16, ne rămâne 1, observăm că trebuie să scriem virgula la rezultat și atunci 2 se cuprinde în 18 de 9 ori, ceea ce înseamnă că cei 3 metri de stofă vor costa 48,9 lei. Și în problemă ne întreabă ce sumă voi plăti pentru 3 metri de stofă și 1 metru de pânză. Pentru că pentru un metru de stofă plătesc 69,5 lei, iar pentru 3 metri de stofă 48,9, haideți să vedem totalul și avem 69,5 plus 48,9 și obținem 5 plus 9 este 14, 4 scriem, 1 reținem, apoi 9 plus 8 este 17, plus 1 din minte este 18 și virgula nu uităm și 1 iarăși reținem, apoi 6 plus 4 este 10 plus 1, 11. Și atunci înseamnă că în total voi plăti 118,4 lei. Haideți să mergem mai departe. O persoană angajată la un atelier de croitorie cheltuiește o sumă de bani astfel. 0,25 din sumă cheltuiește pe stofă. Jumătate din suma rămasă pe bumbac, iar cu restul de 375 de lei achită facturile. Știind că un metru de stofă costă 50 de lei, iar pentru un costum are nevoie de 2,5 metri și timpul de lucru este de 7 ore, determinați în cât timp persoana va realiza costumele din stofa cumpărată. Haideți să vedem în primul rând câți metri de stofă cumpăr. Așa că eu am o sumă de bani. Haideți să desenăm un segment mare care să reprezinte întreaga sumă de bani și să o notăm cu S. Ce fac prima dată? Eu sau persoana respectivă cheltuiește 0,25 din sumă. Haideți să vedem de fapt cât înseamnă 0,25 dacă ar fi să transformăm. Avem 25%. Pe, pentru că avem două decimale, numitorul va fi 100. Putem să simplificăm prin 25 și atunci observăm că obținem 1 pe 4. Asta înseamnă că 1 pe 4 din sumă cheltuiește pe stofă. Așa că haideți să împărțim în 4 și aceasta este suma pentru stofă. Mai departe, haideți să vedem suma rămasă, să o desenăm. Și acesta este, haideți să notăm, restul 1. Și acum, mai departe, jumătate din sumă cheltuiește pe bumbac. Aceasta este suma pentru bumbac. Haideți să vedem restul 2. Să-l desenăm. Și în final, cu restul de 375 de lei, plătește facturile. Păi, haideți să facem mersul invers. Observăm că acest segment este, de fapt, în valoare de 375 de lei, și atunci înseamnă că bumbacul care reprezintă aceeași parte, haideți să notăm cu B, va costa tot 375 de lei, ceea ce înseamnă că restul 1 este 375 ori 2. Și atunci înseamnă că restul 1 este 750 de lei. Haideți să mergem în partea de sus să aflăm acum cât este un singur segment din întreaga sumă de bani, pentru că observăm că cei 750 de lei corespund la 3 segmente. Așa că vom avea 750 împărțit la 3 și obținem 250 de lei, și pentru că un segment de felul acesta. Este 250 de lei, înseamnă că pe stofă. Haideți să notăm. Nu pot tot cu uh, s, pentru că avem suma de bani. Haideți să notăm cu, să scriem cuvântul stofă. Avem 250 de lei și atunci toată suma de bani este 250 ori 4 și avem 1000 de lei. Acum, haideți să continuăm rezolvarea. Am aflat cât voi cheltui pe stofă. Haideți să facem puțin spațiu și să vedem ce mai știm în problemă. Noi știm că un metru de stofă costă 50 de lei. Și atunci, haideți să vedem câtă stofă am cumpărat de această sumă. Noi avem 250 de lei. Asta înseamnă că pentru a ajunge la cei 250 de lei am putea să înmulțim cu 5 și atunci observăm că cei 5 metri de stofă costă 250 de lei. Asta înseamnă că persoana respectivă a cumpărat 5 metri de stofă, dar pentru un costum. Avem nevoie de 2,5 metri și atunci, dacă eu am 5 metri la dispoziție, cum ajung de la 2,5 la 5, bineînțeles înmulțind cu 2, observăm că două costume se realizează din 5 metri de stofă. Și pentru că timpul de lucru pentru un costum este de 7 ore, un costum se realizează în 7 ore. Cele două costume înmulțim cu 2 se vor realiza în 14 ore. În concluzie, în 14 ore persoana va realiza costumele din stofa cumpărată. Și în final, știați că bumbacul este o fibră textilă 100% naturală și, datorită acestei proprietăți, nu este alergen. După recoltare, semințele acestuia trebuie îndepărtate pentru a fi prelucrată fibra. Fibrele de bumbac pot absorbi umezeală până la de 27 de ori propria masă. De aceea, materialele din bumbac sunt cele mai apreciate. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Andrei are 184 de lei. Cu 0,75 din suma pe care o are, el cumpără 6 metri de pânză. Determinați prețul unui metru de pânză. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.